Adrian Mutu a primit cea mai tare veste a anului, dar nu de la selecționerul Pițurcă, ci de la FIFA. Briliantul a scăpat de datoria de 21 de milioane de euro pe care o avea la Abramovici. Beleau a picat pe Juventus și Livorno, cluburi care l-au folosit gratis pe Mutu în 2005. Mi se pare o decizie corectă. Mi se pare o decizie corectă. Nu mi se pare normal ca o echipă să ia jucătorul liber, îl vinde pe 8 milioane și jumate din Vojinov, și jucătorul să plătească. Nu mi se pare normal. Mutu a fost depistat pozitiv la Chelsea în octombrie 2004 și a fost suspendat 7 luni de Federația Engleză pentru consum de cocaină. Chelsea l-a dat afară, iar Juventus l-a transferat cu ajutorul clubului Livorno. După ce a ajuns la Juventus, FIFA l-a găsit bun de plată pe atacantul român, numai puțin de 17 milioane de euro. Forul mondial s-a sucit acum spre bucuria briliantului. Antrenorul lui Juve, Antonio Conte, va trebui să rupă din bugetul de transferuri pentru a-i da bani lui Chelsea. În total 21 de milioane de euro. 17 datoria inițială plus 4 milioane dobândă. Suma reprezintă despăgubiri pentru londonezi, care consideră că Mutu le-a afectat imaginea pentru că s-a drogat. E normal ca Livorno și cu Juventus să plătească. Am casat Juventus bani pe transferul lui Mutu și trebuie să plătească Mutu la FIFA.